Iohannis i-a peletit Viorica Dencil cu aceea subliniere i moned, nu a vrut să îi răspund la telefon. Premierul Viorica Dencil dezvăluie într-un interviu acordat jurnalistului Victor Ciutacu, pentru România TV, ce presubliniere dintele Iohannis nu i-a răspuns la telefon când a sunat să le informeze ce nu particip la subliniere din cadă medie restabilit de Iohannis. Practic, presubliniere dintele i-a întors premierului gestul de la Sinfonia Lalelelor, când Dencil nu a putut să îi răspund lui Iohannis. Întrebat dacă i-a comunicat direct președintelui refuzul, Viorica Dencil a răspuns, am încercat. Așa cum am spus încă de la investirea mea, am încercat să păstrez echilibrul, să am o bună cooperare interinstituțională. Am sunat azi pentru a-i comunica președintelui, să am o discuție cu dânsul. Mi s-a spus că este într-o întâlnire și că nu poate răspunde și că această întâlnire va dura până la ora 11. Atunci am comunicat că nu o să mă prezint la Cotroceni azi la întâlnire. Am sperat ca președintele să sune și să discutăm acest aspect, dar reacția președintelui a fost o reacție publică pe care am văzut-o cu toții. Potrivit premierului, la Sinfonia Lalelelor nu a putut vorbi cu presubliniere dinte, dar l-a sunat ulterior. Dansul a sunat, eu eram la eveniment, am spus că nu pot să vorbesc în acel moment pentru că era un moment festiv, am sunat pe urma și am discutat cu președintele. După cum ați văzut, eu am fost un om discret, un om care nu a dat publicitate astfel de lucruri, mi s-a părut normal ca discuțiile să aibă un caracter confidențial și să putem să vorbim despre lucruri pozitive, nu despre lucruri care nu au însemnătate pentru România și pentru români. Cred că acest lucru eu l-am respectat, din păcate, domnul președinte nu a procedat în mod asemănător, a mai declarat Dencil.